Că noua lege a deținuților face ravagii în sistem. Angajații din penitenciare pregătesc o lovitură pentru ministru. Aceștia vor și ei sporuri și salarii mai mari. După aflarea veștii că deținuții vor despăgubiri după ce au fost închiși în condiții improprii. Ioana Cârsea vine cu toate informațiile și vom comenta împreună cu domnul Sorin Dumitrașcu, președintele Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor. Bună ziua, domnule Dumitrașcu. Ioana, te rog, ce informații ai, ce urmează să se întâmple? Bună ziua și bun găsit tuturor! Acum că legea 169 a intrat în vigoare, deja sunt multe discuții pe această temă. În special, angajații din penitenciare vor și ei bani mai mulți. Asta după ce, iată, legea spune că deținuții care stau în penitenciar în condiții improprii, 30 de zile, vor primi 6 zile de libertate. Însă Tudorel Toader declara că acești deținuți care nu au beneficiat de această lege, care s-au eliberat înainte ca legea să intre în vigoare, respectiv din 2012 și până 19 octombrie 2017, vor primi retroactiv câte 5 și chiar 8 euro pe zi de detenție în condiții improprii. Prin urmare, angajații din penitenciare spun că și ei lucrează în condiții improprii, prin urmare ar merita chiar bani mai mulți. Da, mulțumesc, Ioana. Domnule Dumitrașcu, se poate, pot primi angajații penitenciarelor bani mai mulți? Cu precizarea că noi nu am cerut bani mai mulți. Da, angajații din penitenciare trebuie și tratați ca niște oameni care au muncit pentru statul român și care trebuie să fie recompensați pentru asta. Noi am cerut banii pentru orele suplimentare, ore suplimentare pe care le facem în fiecare an. În fiecare an depășim 1 milion de ore suplimentare și este normal ca acestea să fie plătite. În fiecare an mi se spune că nu se poate, că nu sunt bani. Și ce vi s-a transmis? Anul ăsta mi s-a transmis același lucru, că nu sunt bani și că nu se poate. Dar iată că sunt bani pentru compensații pentru cei care au făcut pușcărie la un moment dat. Pentru acel motiv am cerut un lucru care zic eu că e bun simț pentru orice guvern. Înainte de a da compensații, îți plătești datoriile. Iar guvernele României de-a lungul timpului au o datorie de ani de zile față de angajații de penitenciare. Aceste milioane de ore suplimentare care se tot adaugă și se tot adaugă. Nu am cerut nimic în plus. Am cerut ceea ce ni se cuvine. O datorie pe care guvernul României o are la angajații din penitenciar. Dacă nici anul acesta nu veți primi nimic, vă veți gândi cumva, nu știu, la vreo formă de protest? Sigur că luăm în calcul reînceperea protestelor și am tot spus asta, pentru că avem o listă mai lungă de revendicări pentru Ministrul Justiției. La precedentele mișcări de protest din august a promis că se va ocupa de ele, însă iată că nu-ți găsește timp pentru că este preocupat de tot felul de alte chestiuni tangențiale. Mulțumesc foarte mult pentru intervenția telefonică.